Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Pe 6 octombrie se vor împlini 100 de ani de la înființarea Teatrului Mihai Eminescu cu statut de Teatru Național. Activitatea instituției se datorează mai multor inițiative venite din partea unor personalități ale culturii române. Până în 1957, când a fost înființat Teatrul din Bălți, scena de la Chișinău, alături de un singur post de radio și presa scrisă, erau singurile platforme publice de răspândire a informației și de promovare a culturii. Cucerirea dreptului la utilizarea limbii române literare și la operele scriitorilor clasici în spațiul public a fost rezultatul victoriei reportată de grupul de intelectuali. Teatrul a devenit un loc de bătălie pentru dreptul la rostirea literară a limbii române, care însemna și dreptul la identitate. Doamnelor și domnilor, vă invităm împreună să descoperim istoria acestui templu al culturii române, să aflăm programul aniversar și evenimentele care marchează cei 100 de ani de la fondare. Aici ne aflăm în foierul teatrului, o parte din foierul teatrului, prima parte, și avem deja primele contacte cu teatrul, ca să zic așa. Pe pereți vedem o galerie a actorilor teatrului care joacă la moment în teatru, care sunt activi respectiv. Aici avem un bust al lui Eugen Ureche, unul din cei mai longevivi și mai pluritalentați actori ai teatrului. Dumnezeu de asemenea a fost și cântăreț și juvaier giu chiar, respectiv e un simbol al faptului că arta are tot timpul mai mult de un singur altar pe care să fie slăvită. De asemenea, aici avem o serie de costume din diverse perioade ale existenței teatrului, cum ar fi costumul pe care l-a purtat Andrei Băleanu în spectacolul Revizorul, deci cu premiera pe 25 martie 1972. Aici avem un costum clasic din spectacolul Mult Comă pentru Mic de William Shakespeare, care și-a avut premiera în 1982. Pagini din istoria teatrului, din istoria de la început a teatrului, cum ar fi articole de ziar și fotografii cu actorii din perioada 1920-1935. Ca fapt divers, unul dintre directorii teatrului, din păcate, de scurtă dată a fost vestitul poet Gheorghe Toporceanu. În perioada aceea, continuăm aici la fel, avem pagini din istoria teatrului din aceeași perioadă și avem chiar o fotografie a poetului Gheorghe Toporceanu, care a scris și el foarte multe poezii vesele, nu este exclus inspirat chiar de fauna locală a orașului Chișinău. Un eveniment important, centenarul Teatrului Național Mihai Eminescu, și este o onoare pentru mine să fiu pe această scenă care a găzduit timp de 100 de ani personalități care au jucat în spectacole celebre. De asemenea, este o onoare pentru mine să accept ca evenimentele dedicate acestui jubileu să se petreacă sub egida președinției Republicii Moldova, în semn de recunoștință și apreciere pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Primiți-vă, rugăm frumos, această medalie care este acordată instituției pe care cu cinste și onoare o conduceți. Excelență, domnule ambasador Daniel Olt, onorată audiență, mulțumim domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru această înaltă distinție, distinție care onorează și totodată pune în valoare activitatea mai multor generații de actori, generații de actori care timp de 100 de ani au jucat, au suferit și au ars pe scena teatrului în numele culturii și a limbii române. În numele colectivului Teatrului Național, cu care în ultima perioadă am reușit să realizăm mai multe proiecte culturale, precum ar fi, ați vorbit și dumneavoastră, de acel regal teatral, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, precum turneul Unirii, turneul
Teatrului Românesc, București, Iași și Chișinău. În numele colectivului să aduc recunoștință și mulțumiri Institutului Cultural Român, care a fost la toate aceste proiecte și a susținut substanțial, a fost și un partener de încredere, Ministerului Culturii din România și mai multor instituții de cultură care au fost alături și tuturor celor care au împărtășit acele emoții timp de mai mulți ani, emoții de creație. Pentru că cultura, de fapt, definește identitatea noastră națională. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-i prezint pe invitații ediției de astăzi. Este vorba de extraordinarul actor Vitalie Rusu, reprezentant al generației de aur de actori ai Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Bună seara, domnule Rusu! Bună seara, mulțumesc! Și noi vă mulțumim că în această seară ați venit alături de noi să vorbim. Să vorbim și să depănăm amintiri. Amintiri avem de unde depăna 100 de ani, s-au strâns amintiri, s-au multe, colectat multe, în arhive. Multe, multe și frumoase și rele. Exact. Astăzi mai mult despre bine vom vorbi bine, totuși. Bine. Și domnul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, actor, regizor. Domnule Hadârcă, bună seara! Bună seara! E o onoare și o bucurie să mă aflu în compania domnului Vitalie Rusu și a Dani Cioban. Vă mulțumesc, e reciproc. Domnule Hadârcă, domnule Rusu, istoria Teatrului Național Mihai Eminescu este răscolitoare, e absolut deosebită, fascinantă, dureroasă, cum ați spus și dumneavoastră. Au fost diferite momente prin care a trecut trupe, generații de actori, colective întregi. Astăzi suntem în ajunul aniversării a 100 de ani de la înființarea acestui frumos bastion al culturii românești. Țin să menționez românești pentru că, deși au fost vremuri dificile pe parcursul deceniilor, trupa, colectivul a menținut acest steag al unirii, această cetate, a păstrat-o, a păzit limba română, deși pe o vreme nu era numită tocmai limba română, dar cei care o vorbeau, anume limba română o vorbeau, se străduiau să o facă. Vreau să ne povestiți, domnule Rusu, dumneavoastră, să ne spuneți despre rădăcinile acestui teatru, despre cei care au însămânțat, da, această dragoste față de frumos, față de teatru, aici în Basarabia. Printre ei sunt și pedagogi de-ai dumneavoastră și oameni cu care ați avut onoarea să jucați pe scenă. Ulterior, actori mai tineri ai teatrului spun că au onoarea astăzi să se afle în preajma dumneavoastră, pe scândura teatrului. Interesant, deci, cine? Da, da, e curios cine. Toți. Spuneți-ne cum e. Am să încep mai mult după anii 30, să zicem, da. 33, fiindcă cealaltă parte ne aparține nouă în memorie, dar memoria de la 33 încoace mai aparține și mie, fiindcă îi cunosc pe actorii teatrului pe atunci Pușkin și se numea așa: Teatrul Moldovenesc de Stat Muzical Dramatic în numele lui Alexandru Sergeevici Pușkin. Erau niște chestii, un amalgam de cuvinte pe care și eu, fiind boboc, nu le prea înțelegeam de ce înseamnă toate astea, dar, mă rog, pe urmă am înțeles. Am înțeles cu brio, fiindcă am trecut prin foarte multe piedici, prin foarte multe focuri, ca în hoda lui Eminescu. Chinuit ca Nesus sau ca Hercule. Eu vreau să vă spun că actorii teatrului Pușkin, eu tot îi spun, au fost niște oameni chinuiți. Ei au venit, au coborât din război. Ei și-au purtat tinerețele prin Turkmenia, Uzbekistan, Tajikistan, fiind refugiați, prin Rusia și prin Ucraina. Ei, foamea ca atare care au dus-o în timpul războiului, când aici teatrul s-a închis în Fonce și la Tiraspol la fel, actorii au fost ca
Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar au fost ca o turmă mânată de urgie războiului și nu numai, și a regimului comunist care este, fiindcă ei când s-au întors, îmi spunea maestrul Ureche, ei jucau spectacole pe care el, în primul rând, și mai erau câțiva, dumneavoastră vorbi de limba română, nu, se vorbea o moldovenească, și chiar le făcea observații, dacă la un moment dat mai vorbeai frumos română, atunci îți dădeau din deget și spuneau, dar ce vorbiți voi așa? Eu o să vă spun numai un singur lucru. Corneanu a adus o piesă care se numea Buzduganu Fermecat. Păi nu, atunci direcția teatru în frunte cu Victor Gerlach a spus că nu, de ce înseamnă fermecat? Farmacat trebuie să fie, Buzduganu farmacat, că așa e moldovnește și curat. Și eu mă mir și am să vă mai spun ceva pe care lumea nu știe. Fratele lui Victor Carpovici Gerlach pentru limba română la Balta a fost pus la perete și împușcat de KGB-ul rusesc. Și acum când a venit Victor Gerlach, la un moment dat el a început parcă să se răzbune. Și au fost niște chestii, dar de fapt să vorbim numai de bine, da? Despre cei care au plecat, să vorbim numai de bine și să vorbesc de actorii care într-adevăr au fost și oameni talentați, eu vreau să vă spun, muncitori în felul lor. Ei veneau la muncă, la repetiții, pregătiți. Ei veneau, pentru ei teatrul era absolut totul, și familiile erau undeva în umbră. Eu nu-i compătimesc. Un actor nu trebuie să fie iubit. Nici teatru nu trebuie să fie iubit, el trebuie cel puțin să fie respectat. Și eu îi respect foarte mult pentru această dedare. Eu înțeleg, s-au jucat spectacole cu tentă politică și comunistă și nu știu cum. Dar știți, n-a fost vina lor. N-a fost vina lor. Așa, îmi spunea și bunica, mămuca, cum îi ziceam noi. Îmi spunea, ei așa au fost vremurile. Da, o fi. Dar nimeni din ei n-a protestat. Au protestat foarte puțin. A protestat Eugeniu Urechi când în 1952 a montat o scrisoare pierdută a lui Caragiale. Atunci a fost Consiliul Mondial al Păcii în care s-a luat hotărârea să aniverseze 100 de ani de la nașterea lui Caragiale și a fost foarte greu. S-au dus la Comitetul Central, s-au închinat și eu au spus, bine, jucați numai să o traduceți în limba moldovnească. Și au tradus-o, trei cuvinte, onorate, stimate și bancurții în loc de faliții și stimabile. Și eu vă spun, au fost o generație chinuită și ei și-au finisat viața foarte tragic. Puțin de tot am să vorbesc, dar eu nu pot să trec peste chestiile astea, fiindcă ei toată viața lor și-au pus-o la picioarele artei. Eu nu mai zic de interminabilele turnee pe care le făceam noi și eu am prins zilele acele când nu mai ieșeam din noroi și praf și zăpadă și, Doamne ferește, prin câte am trecut noi, jucam la țară spectacole. Și lumea ne primea, lumea ne aștepta până la 1-2 noapte dacă noi întârziam din cauza că aveam o pandă la motor sau ceva. Și astăzi oamenii când mă întâlnesc, ia că eu țin minte că Matale a fost la noi și a fost o generație foarte chinuită, fiindcă mulți din ei și-au finisat viața foarte tragică. Se poate să dau un exemplu? Da, și trecem la exemple frumoase după asta, domnule Rusu, pentru că totuși suntem în ajun de sărbătoare, da. Și vrem să menționăm și lucrurile frumoase care s-au întâmplat. Sigur că între da. Pereții teatrului. Amintirea lor noi o păstrăm. Din punctul ăsta de vedere e foarte frumoasă, da? Ideea mea e foarte frumoasă. Și ne închinăm pentru tot ce au făcut ei. Le-a fost greu să ne amintim de Constantin Constantinov, de Eugeniu Ureche, de Kiril Știrbu, de Domnica Dărienco, de Ecaterina Cazimirov, de Trifan Gruzin, George Hasou, Valeriu Cupcea, Petru Baracciea.
o listă întreagă este de oameni cu care am colaborat și care au fost foarte aproape de mine și care ne-au primit cu brațele așa deschise în teatru și ne ajutau în tot. Poate și dacă uneori mai erau niște neînțelegeri, treceam foarte ușor, pentru că principalul era spectatorul. Vom vorbi neapărat despre legăturile dintre generații de actori, despre trecerea, preluarea estafetei de generațiile tinere de actori și cum, de fapt, se întâmplă acest lucru. Este un lucru dureros în teatru, de obicei, așa se știe, că este dificil să dăruiești roluri, să renunți la roluri, pentru că, iată, vine cineva mai tânăr în fața ta și poate mai inspirat, mai entuziasmat, cu puteri noi. Domnule Hădârcă, vreau să continuăm despre istoria Teatrului Național Mihai Eminescu, să vorbim și vreau să ne spuneți despre această dorință a dumneavoastră unică de a vă documenta și de a afla atâtea lucruri neobișnuite, noi, necunoscute, pentru a pune, de fapt, această informație, a o dărui publicului, a pune la discreția publicului, ca noi, ulterior, să știm, de fapt, de unde au pornit lucrurile și ce s-a întâmplat, cum a luat ființă această instituție de cultură. A fost o întâmplare fericită și pasiunea mea față de teatru, și anume de Teatrul Național, după un accident din 2003, am petrecut 10 ani prin arhivele de la București, prin biblioteci, având timp în pauzele dintre montări, dintre realizările mele la București, la Craiova, Botoșani, Brașov, Sibiu, Notara. Și a fost când am descoperit, am zis că neapărat lucrurile astea care vorbesc despre noi trebuie să le audă, să le spunem larg deschis, să se bucure și ceilalți iubitorii de teatru, spectatorii și în primul rând actorii Teatrului Național. Așa că de-aia am zis că anul ăsta și mulțumim grație faptului că pe lângă înaltul patronaj bilateral avem o susținere îndeosebit din partea publicului, din partea spectatorului, care s-a bucurat și el alături de noi acum la ediția 6 a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești pe ambele maluri ale Prutului și am confirmat încă o dată că cele mai frumoase premii pentru noi actorii, pentru teatrul românesc, sunt aplauzele și emoțiile, aprecierile, florile spectatorilor. Așa că, bineînțeles că acum în preajma, în pragul, uite că a venit. Au fost mai multe realizări și proiecte dedicate acestui eveniment aniversar, prin moneda aniversară editată de către Banca Națională a Moldovei, prin acel întreg poștal editat în februarie de Romfilatelia, prin Muzeul Național de Artă, prin acea expoziție a pictorilor scenografi, prin câteva ediții care vor fi albumul dedicat 100 de ani, 100 de spectacole. Mi-a fost foarte greu să selectăm din 731 de piese de teatru montate de-a lungul celor 100 de ani, să selectăm 100, pentru că la toate am găsit, la toate montările practic sunt imagini, atât poze, am găsit negative, care le-am developat și sunt peste 8.000 de fotografii, secvențe din spectacol, până la imaginile video. Lucrăm acum la filmul care urmează să aibă loc premiera împreună cu studioul VH și am găsit imagini din anul 1924 a spectatorului în fața Teatrului Național. Am găsit imagini cu Miluță Gheorghiu în chirița în Iași pe scena teatrului nostru, venind cu trupa de la Iași, peste 100 și ceva de actori și muzicanți cu mașiniști întâmpinați în gara din Chișinău.
un spectacol care s-a bucurat zeci de ani de succes la Teatrul Național din Iași, dar a fost montat de unul dintre marii regizori ai teatrului românesc, Aurel Ion Maican, care a fost regizorul Teatrului Național din Chișinău, și după conlucrarea, tandemul cu pictorul scenograf a Teatrului Național Mihai Eminescu, Teodor Chiriacov Surucianu, dintre împărțile surucenilor de aici, de la Chișinău, a plecat la Iași, pe urmă a revenit după 35 și cu trupa Teatrului Național din Chișinău a format trupa Teatrului Municipal, deci era municipal pentru că s-a suspendat pe o perioadă finanțarea de la stat, de la centru, de la București, dar nu s-a asistat reconstrucția teatrului, că sunt acte, sunt caiete de sarcini care vorbesc și imaginați-vă că cu cât interes și cu cât mirare am descoperit eu citind unul dintre caietele de sarcini din anul 1937, unde vorbește. Deci, caietul de sarcini de instalarea a căldurii și, prin sistemul aerului condiționat în clădirea Teatrului Național din Chișinău. Ordinul de reconstrucție a Teatrului Național semnat în anul 1935 de către regele Carol al României. Este o muncă colosală să adune toată această informație, să o selectez, să o triez și cea mai importantă până la urmă să o ofer publicului. Când a început această muncă? De cât timp vă pregătiți pentru această aniversare, domnule Hadric? Din moment când am pus mâna pe istoria Teatrului Național din 1920-35, editată și îngrijită și comentată de academicianul, de cronicarul, de istoricul Leonice Mortan. Din acel moment, drumurile au dus către arhive. Imaginați-vă ce bucurie aveam eu atunci când, după procedura la arhiv, faci comandă de anumite acte și când ți le aduce, trebuie să pui semnătura că ai făcut și tu cunoștințe. Și înainte, deci primul pe listă era Leonice Mortan. Nu știu cum, treceau niște emoții de bucurie, că zic, uite, și când descopeream că actul ăsta nu stă semnătura lui Ce Mortan, zic, sărmanul, n-a dat de ea, eu am mers mai departe și am găsit mult mai multe, lăsând modestie într-o parte, dar m-aș fi bucurat să îi repărtășesc, să le spun, mai ales că a început și pasiunea și în 2002, când s-a organizat festivalul Nene Iancu și când Eugeniu Urechi, tocmai cu lacrimi în ochi, vorbea de faptul că să nu uităm aici la Chișinău, Teatrul Național a început mult mai devreme. Când am spus chestia asta, un singur om m-a crezut. Și acum, ca să convingem, să nu mai ținem ascuns, să nu ne mai fie frică, să nu ne fie teamă să spunem lucrurilor pe nume, e și datoria noastră ca să continuăm cu siguranță acea memorie interzisă. Să le aducem publicului larg și să spunem că totuși, dacă a fost cenzură, a fost sârma ghimpată la prut, care mai există și astăzi, dumneavoastră ați spus că uite că putem spune liber reuniunea teatrelor naționale românești, pe timpul nu se putea. Eu vreau să vă spun că chiar și în primii ani, la prima ediție a reuniunii teatrelor românești, la primul proiect din 2014, turneul Teatrului Românesc București-Chișinău, și la trei ani, tot eram sunat de la Parlament, de la Guvern, de la persoane oficiale concrete, și zice, domnul Hadric, dar de ce a apărut cuvântul românesc acolo? Deci, și e vorba de o istorie recentă, de întâmplări, eu mă bucur recente. Că acum putem vorbi chiar deschis, știți, și cu mândrie și cu tărie. Nu mai putem sta, adică le-o spun la cei care stau cu fundul în două limbi. Da, în continuare discutăm cu extraordinara actriță Rodica Mandache. Bună seara, doamnă Mandache! Bună seara! Doamnă Mandache, de cât timp vă cunoașteți cu trupa Teatrului Național și cum au fost primele întâlniri?
nu știu ca timp să vă spun, sunt mai mulți ani încoace și îl cunosc foarte bine pe domnul Hadârcă, care a lucrat cu radiodifuziunea română și mi-a dat niște... Eu sunt o actriță norocoasă și am jucat foarte multe roluri frumoase, dar el mi-a dat chiar unele dintre cele mai mai grozave. Anița Nandriș și am jucat și Melania, Republica Melania, la radio prima dată și după aceea eu am furat piesa și am făcut-o la teatru și mulțumesc mult domnului Hadârcă și la toată lumea și de fata asta care a scris-o și pentru care mă rog în fiecare dimineață pentru ea. Doamnă Mandache, ce înseamnă această colaborare pentru dumneavoastră cu actorii Teatrului Național Mihai Eminescu? Pentru că suntem... Ei am văzut și am lucrat cu ei la radio și m-au impresionat. Erau foarte diferiți de noi. Am lucrat, cred, 6-7 piese. Erau foarte diferiți de noi și mi-au făcut foarte bine. A fost ca o perfuzie cu putere, pentru că erau extrem de serioși, păreau vulnerabili, dar erau foarte puternici, erau fericiți, cu o fericire pe care o... pentru că lucrau acolo și erau cu o fericire pe care o ascundeau. Aveau o demnitate în a arăta fericirea asta și asta mi-a făcut extrem de bine. Erau, sunt niște, nu mai vorbesc de actorie, pentru că actoria lor era subtilă, era făcută cu multă subtilitate, se simțeau bine din cauza regizorului, a domnului Hadârcă. Adică trebuia să fie cineva care să le dea o comoditate, să le dea. Era el, dar se comportau ca și cum erau foarte frumos îmbrăcați. Și veniți la undeva unde se sărbătorea ceva. De fiecare dată a fost asta. Și în primul an, și în al doilea, și în al treilea, și în al patrulea. Am o amintire, pentru că ar fi continuat lucrul împreună dacă nu ar fi venit uraganul ăsta spiritual. Doamnă Mandache, vă rugăm să adresați un mesaj pentru trupa Teatrului Național Mihai Eminescu, pentru publicul acestui teatru, în ajun de aniversare, 100 de ani. Suntem într-o perioadă de viață în care nu-ți faci griji pentru viitor. Vrei doar ca prezentul să dureze. E o perioadă stranie și paradoxală. Și eu le doresc putere, le doresc să-i găsesc la fel de frumos cum i-am găsit și până acum. Iar domnului Hadârcă, sărbătoarea asta e ca un semn de exclamare a carierii lui. E un moment foarte important și doresc actorilor să facă spectacole frumoase și curate, iar publicului, eu sunt foarte legată de Chișinău pentru că părinții mei au avut acolo un restaurant, magazine și erau foarte legați de partea lor tânără de viață și mama totdeauna îmi povestea cum e Chișinău. Eu nu l-am găsit prima dată când am venit, a doua oară când am venit, dar a treia oară când am venit am găsit acel Chișinău al mamei mele cu spectacole. Mama mea era foarte iubitoare de teatru.
Doamna Mandache, vă așteptăm cu mare drag, cu mare dor aici la Chișinău. Sunteți binevenită oricând. Vă dorim multă sănătate și numai bine. Proiecte frumoase, inspirație, numai bine. Am ieșit din timp, da, bine. Vă mulțumim frumos. Cu multe emoții trezite de amintiri și năzuință ne-au vorbit actorii teatrului Mihai Eminescu în ajunul mult așteptatului eveniment Centenarul. Să urmărim! Pentru mine este wow. Deci în sensul că 100 de ani de emoție vie, 100 de ani de patim, 100 de ani de chinuri, 100 de ani de roluri, de decepționări, de sorți diferite a actorilor. Viață vie, pe alocuri mai tristă, pe alocuri mai bucuroasă, fericirea de a fi în scenă, 100 de ani de a face această artă ca spectatorul să se ducă acasă gândindu-se și punându-și multe întrebări și nu se știe dacă găsește răspunsul. 100 de ani de meserie la care probabil din copilărie toate fetele și, sau băieții tot visează. Dar, de fapt, când te întâlnești și începi să faci această meserie, îți dai seama că din an în an trebuie să fii mult mai bună, mult mai interesantă, mult mai diferită decât ai fost deja. Și asta deloc nu este ușor. Este și greu, dar este și aceea fără care nu poți trăi. Pentru mine 100 de ani de teatru este asta. Pentru mine 100 de ani a Teatrului Național înseamnă o responsabilitate când îți dai seama cine au stat în spatele tău și stau și acum, actori celebre, mari, regizori mari, autori superbi, muzică scrisă bună. Deci toată echipa care stă în spate, asta e un secol. Deci, mă trec tot timpul fiorii când mă gândesc la lucrul ăsta, deși poate nu percep foarte clar ce înseamnă 100 de ani, mult, nu știu cum, da? Pentru mine este atât cât sunt eu în teatru. Sigur că și istoria o cunosc, fără asta nu poți merge mai departe, dar e ceva enigmatic, e ceva emoționant și evident că e și o sărbătoare în suflet. Am senzația că sunt la o lecție de istorie cu tema nepregătită. Și o spun pentru că, iată, după aproape 30 de ani în teatru, știi cum suntem noi când revenim de la facultate? Considerăm că de la noi se începe totul. Și uite că după 29 de ani de teatru, datorită unor oameni care s-au dedicat totalmente teatrului și istoriei teatrului, precum este Petru Hadărcă, precum este Mariana Onceanu, noi descoperim că, de fapt, noi suntem continuatori și nici de cum columb, ca să zic așa, ai teatrului. Nu noi am început și nu cu noi se va termina, categoric. E o senzație pe care o descoperi ca și pofta care vine atunci când mănânci. Primii 5, primii 10 ani de teatru, mi s-a părut că noi încercăm să descoperim ceva, că încercăm să descoperim niște forme noi, un teatru nou, ca ulterior să înțelegem că, de fapt, suntem niște elevi cu tema nepregătită, pentru că nu ne cunoaștem foarte bine biografia și, din punctul meu de vedere, dacă nu-ți cunoști biografia, nu prea poți să crea un rol. Și iată că începem să conștientizăm cât de valoros este acest teatru și cât de responsabili suntem noi să ducem, să preluăm stafeta lăsată de predecesorii noștri și să o ducem mai departe și să ne asigurăm că cei care urmează nu vor fi în situația în care noi am venit și nu am
nu am fost aruncați în niște documente, niște manuale pe care să le studiem înainte de a păși pe scândura asta, care are o istorie. Pentru mine a fost întotdeauna o mare plăcere și onoare să fiu alături în scenă de colegii mai în vârstă. Din păcate, în 92, când am venit noi, nu erau prea mulți, nu au mai rămas prea mulți. Știm cu toții, reforme, începerea, angajarea trupei de la zero și așa mai departe. O istorie mai puțin fericită, dar asta este, nu putem face nimic. Și până astăzi, chiar dacă nu mai am 20, și pentru mine este o mare onoare să intru în scenă cu Vitali Rusu, sau cu Nicolae Darie, sau cu Iuri Negoiță, sau cu Viorica Chircă. Este o mare, mare onoare și ei mă inspiră de fiecare dată. Această relație pe care o avem noi și relația pe care o au ei cu tinerii, este o lecție de fiecare dată. Sper și eu foarte mult generațiile care urmează să, cel puțin, să preia câte ceva de la noi, dar iarăși noi rămânem cu misiunea să le aducem la cunoștință că până la noi au existat atâtea generații de actori mari pe care nu avem dreptul să-i uităm. Probabil simți atunci când intri în teatru ce înseamnă un veac, pentru că te întâlnesc cu buzele actorilor care nu mai sunt, te întâlnesc actorii care sunt, te întâlnesc pereții ăștia, sala, și atunci realizezi că ești pătruns în inima acestui teatru, în energia acestui teatru, și te iau un pic fiorul, sincer. Adică pășind pragul teatrului, intri într-o altă lume și te simți altfel. Bun, așa și ne-au învățat, pășim pragul teatrului, trebuie să te detașezi de tine și să intri într-o altă viață, într-o altă lume. Și este adevărat, într-adevăr, teatru, pășind acest prag, atunci simți niște lucruri care nu le simți afară. Multe simt, uneori puțin, depinde și de dispoziția cu care intri în teatru, pentru că oricum acești pereți, această energie te umple de gânduri. Probabil cu vârsta încep să înțeleg că mă duce mai mult într-o tăcere. Cuvinte sunt mai puține decât le aveam pe timpuri. Adică deja faci mai multe pauze în cuvinte. Probabil că chiar și rolurile care mi-aș dori să le joc sau mi se dau, îmi doresc să fie mai puține cuvinte. Pentru că atunci când ieși în scenă, dacă pe timpuri îmi doream să am foarte multe cuvinte, foarte mult text, da, să spun, nu știu ce, acum îmi dau seama că ieșind în scenă și a spune un cuvânt este o responsabilitate enormă și fiecare cuvânt trebuie să fie încărcat cu multă energie. Veniți la teatru. Probabil că pandemia ne-a învățat multe lucruri, pe mine personal m-a învățat multe lucruri, să iubești ceea ce faci. Noi iubim ceea ce facem și această pandemie ne-a învățat un lucru foarte important, să fim mai atenți unul față de celălalt, să fim mai chiar în comunicare, să comunicăm mai mult, pentru că când am fost închiși în casă o perioadă destul de lungă, ni s-a făcut foarte tare dor unul de celălalt și am intrat chiar într-o sperietură din asta zdravănă, că într-o bună zi se poate întâmpla să nu intrăm în teatru deloc. Și am realizat că timpul pe care îl avem, timpul care îl mai avem, să ieșim în scenă, pentru că publicul are nevoie de spectacole bune, să scape un pic de nebunia de afară care se întâmplă. Și eu sper și cred și știu că actorii Teatrului Național Mihai Eminescu aduc în scenă spectacole bune și vom încălzi inima publicului, îi vom încălzi, îi vom cuprinde și
tot timpul cât mi s-a mai dat să facem spectacole frumoase, să fim împreună. Până la urmă îmi doresc foarte mult, dar ca, nu știu cum, să fim toți împreună, teatrele toate, să fim împreună, actorii, să fim un pic mai buni, să ne salutăm cei ce, da, probabil că nu era până la pandemie, dar am observat că deja se face încleietura asta între îmbreasla noastră și asta bucur foarte mult. Suntem puțini, dar eu sper că mâna aceasta de oameni să aducem frumos în scenă și să luptăm pentru existența noastră. Este un lucru foarte important, pentru că, ba, fără scenă, e greu. Gata. În continuare discutăm cu directorul Teatrului de Stat Constanța, domnul Irvin Șimșenzon. Bună seara, domnule director! Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule director, suntem în ajunul unei aniversări importante pentru cultura teatrală din Republica Moldova, 100 de ani ai Teatrului Național Mihai Eminescu. Ce colaborări vă leagă cu trupa teatrului? În primul rând vreau să felicit Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău la acest moment aniversar, să îi urez mulți, mulți ani de acum înainte, să dea Dumnezeu ca generațiile următoare să sărbătorească multe centenare de existență ale teatrului. Este un început de colaborare între noi și Teatrul Mihai Eminescu. Anul acesta, pentru prima oară, Teatrul de Stat Constanța a fost invitat la reuniunea Teatrelor Naționale Românești într-un moment foarte, foarte, de fapt, prielnic și potrivit, pentru că anul acesta și Teatrul din Constanța împlinește 70 de ani de la înființare. Mulți înainte! Vă mulțumim și am decis împreună cu domnul Petru Hadârcă, cu domnul director, să creăm o punte și o colaborare pe mult timp de acum înainte, ca această vizita noastră cu două spectacole în cadrul reuniunii să fie de fapt începutul unei colaborări anuale, prin care Teatrul Național Mihai Eminescu să participe în fiecare an în cadrul festivalului nostru și nu numai, să vină în turneu de fapt în Constanța, iar Teatrul din Constanța să vină în turneu la Chișinău. Cred că e foarte importantă această legătură în general pentru, cum să spun, pentru a avea spectacole de limba română, spectacole bune, spectacole valoroase, pe care sper și cu mândrie pot spune că noi le producem din ce în ce mai des, să le aducem la Chișinău și de asemenea să aducem spectacole de înaltă ținută, producții ale Teatrului Mihai Eminescu, să le aducem să fie văzute de publicul constanțean. Spuneți-ne, ce înseamnă de fapt, din perspectiva unui manager al unei instituții de teatru, acești 100 de ani? Cum vedeți dumneavoastră vârsta aceasta pentru o instituție teatrală? E o vârstă mai mult decât onorabilă. Este un moment foarte, foarte important, pentru că să reziști, să existi timp de 100 de ani, de fapt 100 de ani care înseamnă trecerea printr-un război mondial, trecerea printr-un regim totalitar, regimul comunist, trecerea printr-o perioadă extrem de dificilă, post-revoluționară, după căderea comunismului, să reziști timp de 100 de ani ca instituție de cultură, ca instituție de românism în Republica Moldova, acolo la Chișinău, în această ultimă stare, este fenomenal. Și cred că spune ceva despre poporul basarabean, despre poporul moldovean, despre dorința lor și despre toate legăturile cu România, cu cultura română. Și e foarte, foarte important și sunt convins că rezistența aceasta, pentru că îi spune rezistența prin cultură, a făcut, cum să spun, ca și va face în continuare ca lucrurile să devină din ce în ce mai normale și va sprijini ca populația să devină din ce în ce mai apropiată de România și de cultura română în continuare. Noi vă mulțumim frumos, vă dorim multă sănătate, inspirație și vă așteptăm cu mare drag aici la Chișinău. Eu vă mulțumesc pentru invitație și noi așteptăm cu foarte mare drag nu doar teatrul din Chișinău, ci și, așa cum am spus-o, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu în urmă cu două zile, când am plecat de acolo, așteptăm publicul din Chișinău
cu mare drag în vizită la Constanța în sezonul estival și nu numai, și îl așteptăm cu mare drag la spectacolele noastre. Vă mulțumim frumos! Ne revedem la teatru! Și eu vă mulțumesc, ne revedem la teatru! O seară frumoasă! Vom fi, pentru că marți, teatru din Constanța, teatru de stat, care a fost și el o perioadă de teatru național, ne-a bucurat cu două spectacole excepționale. Două spectacole jos pălăria. Două spectacole realizate cu generația tânără a teatrului. Și m-am bucurat enorm că și spectatorilor noștri le-a plăcut și deja au și anunțat că sunt așteptați la Chișinău. Eu cred că ăsta e un alt pod de teatru, dintre Teatrul Național Mihai Eminescu și Teatrul de Stat din Constanța, pe care îl vom construi și îi vom da continuitate. Îi mulțumesc domnului Ervin Simpson că a acceptat această deschidere și colaborare. Vă mulțumesc. Domnule Rusu, suntem aproape de pe final de emisiune și vreau totuși să vă adresez această întrebare care personal pe mine mă interesează. Această estafetă pe care o transmiteți trupei tinere. De fiecare dată, teatrul înseamnă tradiție până la urmă. Tradiție, continuitate. Fiecare generație se cațără pe umerii celei de dinainte. Este. Dumneavoastră, cum v-ați simțit în postura celui care stă pe umerii marilor actori și ulterior, astăzi, vă simțiți că îi țineți pe umeri pe cei tineri? Cum vedeți dumneavoastră acest transfer? Acest transfer de talent, de inspirație, de experiență? Vreau să vă spun că, în primul rând, sunt foarte fericit. Sunt un om fericit, dragi spectatori. Pentru că Teatrul Național este tânăr. 100 de ani, când mă gândesc că el e mai în vârstă decât mine, doar cu 20 de ani. Și sunt mândru că fac parte din această trupă a teatrului. Eu, dacă și-mi sare cineva în spate și eu, le spun uneori de bine, uneori le spun de rău și ei ascultă și eu sunt foarte fericit în momentul acela. Eu mă simt foarte fericit și chiar dacă am lipsit vreo 15 ani de teatru, vreau să vă spun că am regretat un singur lucru, doar că nu mă întâlnesc cu dumneavoastră, dragi spectatori. Frumos, vă mulțumesc. Domnule Hadur, că dumneavoastră, din perspectiva managerului Teatrului Național Mihai Eminescu, directorului, cum vedeți acest transfer dintre generații? Ce se întâmplă la moment? Pentru că trupa Teatrului Național Mihai Eminescu, există și o poză 100 de zile înainte de 100 de ani, da? Ați realizat această sesiune foto cu echipa, trupa, colectivul Teatrului Național Mihai Eminescu, o trupă extraordinară, care îmbină și înțelepciune și tinerețe și entuziasm de toate. Eu mă bucur pentru generația tânără care respire și rumegă aceeași mizanscenă și aceeași replică alături de mari actori, cum e domnul Vitalie Rusu în scenă, și chiar am un respect deosebit și o admirație. Credeți-mă că stau câteodată în culise sau stau ascuns când nu sunt în spectacol antrenat și încerc să mă minunez și să aplaud, să admir sufletul tânăr de copil al lui Vitalie Rusu, pe care și l-a păstrat chiar și la vârsta asta generoasă, vârstă tânără de fapt, dar când l-am văzut și când l-am văzut, nu vă imaginați, în spectacol, chiar și recent în Furtuna, eu aveam impresia că are 16 ani. Exact, o confirm. Vă mulțumesc. Noi vorbim despre 100 de ani ale teatrului. Și despre oamenii care despre fac... oamenii, da, care teatru au făcut înseamnă oameni. Da. Și vreau să vă spun un singur lucru. Mi-e dor de teatru în continuu. Cum sunt mai în vârstă, că sunt mai vechi, cum zic italienii, nu bătrân. Dar întotdeauna mi-a fost drag să mă întâlnesc cu oamenii de teatru, fiindcă noi suntem mai aparte. Noi facem parte din plămadă din care sunt făcute visele. Și scurta noastră viață ne întregește un somn. Somnul, nu somnul rațiunii, Doamne ferește, al lui Goya,
că atunci naștem monștri. Noi trăim cu teatru, noi iubim teatru și sper că și dumneavoastră la fel. Vă mulțumesc, domnule Hadârcă, pentru că suntem deja pe final. Spuneți-ne ce vedem noi în aceste zile. Dintr-un festin teatral în altul, într-adevăr un alint în mijloc de toamnă, aceste evenimente de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Cum de le reușiți pe toate? Nu știu, toamna se numără bubocii. Toamna e frumos când e acest regal teatral și anul ăsta împărtășesc, mă repet, bucuria de a avea spectacol după spectacol, unul mai bun decât altul pentru diferite generații de spectatori. Dar pe 6 octombrie vom repeta la orele 19 acel moment istoric care s-a întâmplat exact 100 de ani în urmă, când în foaierul Teatrului Național a fost dezvelit bustul lui Bogdan Petricei cu HD-ul, realizat de marele sculptor Dimitrie Paciurea. Un sculptor de notorietate care stă alături de Brâncuș și cu greu, dacă l-am găsit, și uite, cu insistența și susținerea regretatului Cramitru, de 5 ani străduim, în sfârșit vine acasă. Și pe 6 la ora 19 înainte de spectacolul de gală, îl vom dezveli în foaierul de Teatrului Național. Mulțumesc! Ne așteaptă pe noi, spectatorii, un eveniment extrem de frumos, la care cu siguranță trebuie să fim prezenți. De aceea, domnilor, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă felicit cu această frumoasă ocazie. O ocazie minunată pentru noi publicul, dar o ocazie emoționantă pentru dumneavoastră, actorii și trupa Teatrului Național Mihai Eminescu. Numai bine, mulți ani înainte! Mulțumim! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Să aveți o seară frumoasă, multă sănătate și ne vedem la Teatrul Național Mihai Eminescu.